Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal. În acest vlog vom face un vlog cam la toate animalele în afară de porumbei. Avem și un trepied nou care o să-l punem pe pauză și o să-l folosim acum pentru a filma. Așa că o să revenim după. Așa că v-aș ruga frumos înainte de a începe să apăsați butonașul de like, să vă abonați și iar noi o să începem așa o prezentare. 28 august cu ocazia trepiedului nou, Băbița. Hai o leac la camera, hai. Aici avem pe Băbița, cățeaua mea. Iar aici mărul. Mere, de acum trebuie și ele culese. Și pe copacul acesta este cu busețe, să întindem mai trebuie. De fapt, aș putea să vă filmez unul. Eu acum sunt normal și acum ridicăm trepiedul ca să... Măr. Am mai cam căzut și din nu pot să zic că nu. Dar trepiedul acesta sunt foarte mulțumit din primul rând, din primul video. Aici avem porcii. Aceasta o conține cei de nou. Mergem mai departe, o să prezentăm cam toată curtea, pui tot. De-abia ce am venit de la școală, încă de acum urmează să le dau și masa de la mijlocul zilei, pentru că le dau dimineața și când vin de la școală. Așa. Aici vom merge cu prezentarea la gălgeanca mea, Gria. Aici jos nu avem pentru că femeluța este dată la montă. Jos și aici avem Neagra. Unde ești nebun? Deschidem un pic să prindem un cadru așa frumos. Aici avem și pe Neagră. Am încercat să le montez, dar nu merge. Nu stă. Iar azi le-am pus, adică de azi încolo, o să le pun, o să le dau pătrunjel. Aici avem un viitor rățoi leșesc, cred că va fi pe mat, că nu se știe. 2022. Aici avem fluturile, care va fi sigur sacrificat. Nici eu nu știu, deoarece piciorul din spate stâng este rupt, nu știu cum și l-a rupt. Din coace avem masculul tinerel de uriaș german. Se vede și în cadre ceva mai frumos cu el. Oricum, după fluturile acestea, nu au ce ureche are. Nu pare rău. Și așa este grăsuț la cea un merge foarte bine, că e și tânăr. Și voi lăsa masculul de uriaș în locul masculului de fluture. Chiar pentru mine, că nu iese rasă pură. Oricum, rasă mare tot iese. Așa de acum, pe mine nu prea chiar mă atrage așa. Să vând sau nu știu, să țin doar rasă. Eu vreau pentru mine să îmi formez vreo 7-8 iepuroaice mari. Mai mult pentru carne vreau eu. Oricum, dacă vor fi de vânzare, oricum și prețurile vor fi pentru ce merită. Aici avem, o să ridic eu asta, pe tricolor aceasta, care era fata, dar nu s-a ținut. O vom mai da o dată la multă și dacă nu va
face ce-mi doresc eu, ori va fi sacrificată, ori va fi vândută. Din coace îl avem pe masculul Tomiță, cu această femeie de jos care v-am zis, pe am mutat-o 27-28, dar suntem în 28, septembrie 2021. Femeia va fi trecut acolo 27-28, în agenda mea, acesta este Tomiță. Masculul meu care acum în martie 2022 face 2 ani. Și femeia aceasta, vedem, niciodată nu a fătat la mine, și că este tânără. Adică de la mine este de pui, dar o să vedem de acum ce-i poate. O să-i dăm o șansă, cel mult 3 șanse, să vedem ce poate. Dacă nu, va merge și ori la vânzare, ori la sacrificare, cel mai sigur. Aici, mai departe, avem iepuri cap de leu. Avem două femele aici. Această femeie este splendidă. Avem două femele. Să deschid un pic, poate merge mai bine. Avem două femele. Și din coace un mascul aici. Avem un mascul. Nu știu dacă pe trepied se mișcă de genul așa. Că când țineam în mână, ținea foarte drept. Acum poate să mai fac niște mișcări. Dar voi încerca să folosesc trepiedul doar când trebuie, cel mai sigur. Aici avem și cloșca mericuță cu 6 pui a ei. Aici mergem mai departe să prezentăm și cele două femele de fluture german, care nu vor să stea la montă nici gălnicele, dar o să le dau pătrunjel, pentru că tactica aceasta chiar merge foarte bine. Femeia aceasta tânără, tot cu masculul de uria german va fi montată. Și femeia aceasta bătrână tot la fel. Deoarece vreau să fac și niște, chiar vreau, aveam în gând să fac niște încrucișări între flutură german și uria german. Oricum, o femeie de uria german o voi achiziționa, sigur. Zuki, ce-ai pățit? Ce nu le picior? Ușoare la picior. Pune bun. Văzut un șoarec, dar nu știu ce are Zuki. Și pui ei, aceasta este pisica care o am eu, care niciodată nu s-a atins de porumbei, adică să se dea să-i prindă, n-am văzut niciodată și chiar i-am pus porumbelul și viu și mort sub nasul ei, dar nu l-a atins. Asta mă bucură și mă fascinează foarte tare. Să vă prezentăm și pui ei, care toți patru o să-i țin, să vedem care se de la porumbei o să-l dau. Care nu se dă la porumbei. Ia uita și e bine, unde, ce bine stau ei. În loc să stau eu, ia uita și dorm ei. Dar ce bine dormiți voi. Avem doi albi. Ia uite, ce faci, mă? Avem doi albi, unul așa alb cu gri, cu maro așa, și unul alb așa cu gri. Frumusețe. Din toți patru am scățin pe toți patru și care se dă să prindă porumbeii, ca să-i mănânce de sigur, îi voi da la alți oameni, iar care nu, vor rămâne aici. Deci, alegerea este a lor, ei se vor selecta singuri. Cum vom merge să vă prezentăm și pui din solar și vom încheia cu nimfele, sper să nu uit asta. Trebuie să fac un vlog neapărat, special pentru pui, pentru că am niște surprize, adică surprize, ceva ce m-a fascinat și pe mine foarte tare. Mai
ales la găinile de viandot. Vreau să filmez imediat. Aici avem și voliera la porumbei. Urmează și voliera de ornament cât mai curând. O să-i ademenim un pic aici. Dar aceștia sunt și puii. La viandot, ia uitați, a început să-și formeze pigmentul foarte bine puii. Pentru că și concentrate le-am dat un sac și mai am, cred că o găleată, mai am o găletușă cu 5 kg. Dar sunt foarte mulțumit, deoarece cu acest concentrat a și crescut, dar puii de viandot și-au format pigmentul foarte, foarte, foarte bine, să zicem. Din toți cei 11 am 7 cocoși și 4 puici. Din cocoș nu cred că voi păstra niciunul, adică o să rămână în curte, dar eu în special voi trebuie să achiziționez 3 perechi, 3 cocoși, 3 găini, în care 2 cocoși o să țin și unul tot așa prin pote. Ori sunt și sacrificați. Dar cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Voi a fost Iemi și până pe data viitoare eu v-am salutat. La revedere!